Salut! Numele meu este Cristi și sunt din Giurgiu. Vreau să vă povestesc despre cele patru mătuși nebune și cum am ajuns eu să împart casa cu una dintre ele. Adevărul e că am fost îngrozit și chiar și acum, când nu mai e niciuna în viață, încă mă gândesc cu frică la ele. În fiecare an îmi petreceam vara la țară la bunicii mei, iar lângă ei stăteau patru femei mai în vârstă cu un trecut nu tocmai ok. Mai precis, erau cunoscute în sat ca fiind mătușile nebune. Erau patru surori. Niciuna din ele nu s-a măritat vreodată și nu au avut copii. Din câte mi-a zis bunica mea, din toate patru, doar una era mai normală. În rest, toate aveau probleme. De exemplu, una dintre ele era foarte rea. Atât de rea încât orice animal intra la ea în curte dispărea subit. Nimeni nu o suporta și unora chiar le era frică de ea pentru că ziceau că se ocupă cu magia neagră. Cea de-a doua soră avea impresia că e încă tânără. Deși avea vreo 50 de ani, ea se îmbrăca în roz, își punea fundițe în cap și vorbea ca o fetiță de 5 ani. Toți știau că e înapoiată mental, iar ultima, care avea probleme serioase, era și cea mai mare de altfel, și aceasta avea tulburări de personalitate. Azi o vedeai că e drăguță cu tine și mâine se schimba total, ca și când ar fi altă persoană gata să te ia și la bătaie. Ele aveau un singur lucru în comun. Nu suportau copiii, tocmai de aceea nu au avut vreodată. Însă viața le-a dat puțin bătăi de cap, deoarece verișorul lor a suferit un accident și copilul a rămas singur pe lume, iar singurele persoane disponibile să stea cu el erau chiar ele. Așa că s-au trezit cu un nepot, un copil de 7 ani de care trebuiau să aibă grijă, cel mai mare coșmar al lor. Din câte am înțeles, copilul era extrem de cuminte, însă a încercat de nenumărate ori să fugă din acea casă. Toată lumea știa că săracul a fost terorizat de mic de către mătușile lui, însă pe la vârsta de 15 ani a reușit să fugă din sat și de atunci nu a mai știut nimeni de el. Ideea e că odată cu trecerea anilor, mătușile au început să părăsească această lume rând pe rând. Însă ce era ciudat e că trei dintre ele au murit una după alta, la un an distanță, dar în aceeași zi. Cum e posibil asta? Și au murit din cauze naturale, țineți cont, însă a mai rămas doar Iris, cea de-a patra și cea mai normală dintre toate. Doar că era foarte bătrână deja și nu se mai descurca singură. Așa că bunicii mei, oameni buni la suflet, au decis să o ia la ei acasă până în ultima ei clipă. Când am auzit, nu mi-a venit să cred. Și asta pentru că, așa cum am zis și la început, ea ura copiii. Și cu mine mereu se comporta urât. Și mi-a fost frică să locuiesc cu ea în casă pe timp de vară. Te rog, bunicule, nu poate să stea altcineva cu ea? Habar n-am, vreo rudă mai îndepărtată? Sau alt vecin fără copil? Sau să meargă la un azil? Mi-e frică să o avem în casă. Nu are pe nimeni altcineva, doar nepotul ei. Dar nu știm unde a dispărut și nu avem cum să dăm de el. Iar la azil să o ducem e nevoie de bani. Deci asta e singura soluție. Dar stai liniștit că e o femeie deja bătrână, nu are ce să-ți facă. Serios? De când am intrat în casă deja s-a uitat urât la mine. Are o privire dubioasă, mai ales de când a rămas singură, parcă e și mai ciudată. În stilul ăsta, peste o săptămână plec de acasă. Hai, nu mai fi și tu rău acum. Dacă zice ceva, încearcă să nu o bagi în seamă. Oricum ea va sta în camera ei. Și dacă e ceva, îmi zici mie sau bunicii tale și rezolvăm. Bunicul meu credea că totul va fi bine. Însă lucrurile au luat o razna de tot, pentru că femeia chiar era înfricoșătoare. Și ne-am dat seama de asta după prima noapte cu ea în casă. Venise seara, am luat masa împreună cu bunicii mei și m-am pus să mă uit la televizor. Efectiv, pierdusem noțiunea timpului. Bunicii mei deja dormeau și credeam că și femeia respectivă făcea la fel. Însă pe la 1 noaptea, când m-am dus spre camera mea, ușa la baie era deschisă. Era întuneric și femeia aceea stătea în fața oglinzii și vorbea cu surorile ei. Băi, când am văzut, am început să tremur și simțeam că fac pe mine. Nu i-am văzut surorile, evident, dar felul în care vorbea cu ele și le spunea pe nume, acolo cu lumina stinsă, m-a făcut să încremenesc. Nu știam ce să fac. Voiam să țip după bunicii mei, dar mi-era atât de frică că nu puteam să mă mai mișc. Deodată a ieșit ea din baie liniștită, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. S-a uitat urât fix în ochii mei și a plecat fără nicio problemă în camera ei. În seara aia nici nu am dormit și imediat de dimineață i-am spus bunicii mele. Însă ea a luat-o ca pe o glumă și a zis să nu o bagă în seamă, că așa e la o vârstă. Eu nu am luat-o chiar așa și nu prea m-am liniștit. Așa că într-o zi de duminică, bunicii mei s-au dus împreună la piață și eu a trebuit să rămân cu bătrâna în casă.
Am încercat să nu o bag în seamă și să stau liniștit la televizor. Doar că, la un moment dat, o văd că ia o sapă și merge în grădină și începe să scormonească în pământ. Eu, știind că bunica mea nu suportă chestia asta, m-am dus să-i zic și să o întreb ce face. Dar ea mi-a zis direct să o las în pace că își pregătește mormântul. Băi, inițial am crezut că nu aud bine, dar când am realizat ce a zis, m-am dat 3 pași în spate și mi-am sunat tatăl să vină după mine, pentru că deja mi era prea frică să mai stau cu ea în casă. Și sincer vorbind, îmi era frică și pentru bunicii mei, că nu ai de unde să știi ce are un astfel de om în cap, mai ales că se vedea clar că nu este tocmai normală. Tata nu avea cum să vină pentru că nu putea lipsi de la muncă. Așa că am plecat de acasă și mi-am așteptat bunicii prin vecini. Doar că spre surprinderea mea, au venit destul de târziu după mine și atunci mi-au dat vestea. Ce s-a întâmplat? De ce aveți fața asta? Eu am plecat de acasă pentru că femeia aceea se comporta mult prea ciudat și chiar mi-era frică. L-am sunat pe tata, dar nu a putut să vină după mine. Poți să vii liniștit. Când am ajuns acasă, din păcate și-a dat duhul. De aia am venit la ora asta după tine. A trebuit să stăm să aranjăm totul. Poftim? E imposibil. Eu când am plecat era bine. Mă rog, fizic vorbind. Doar că se apucase să își sape groapa în grădină. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să știe că se va întâmpla asta? E în aceeași zi ca surorile ei? Din câte știm noi, e ciudat într-adevăr. Nimeni nu știe ce se întâmplă. Dar ea nu și-a făcut niciun rău. E moarte naturală. Deci doar Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu ele. Eu sunt șocat. Vă rog, mă duceți voi acasă? Mie mi-e frică să mai stau la voi. Măcar o perioadă până îmi revin din toate astea. Bunicii mei m-au dus acasă și ei s-au ocupat de înmormântare. Totul a fost atât de ciudat și de brusc încât nimeni nu știe și nu avea nicio explicație logică. Habar n-am cum e posibil ca acele femei să aibă așa o conexiune între ele care să țină chiar și după moarte. La câteva luni distanță l-am cunoscut și pe nepotul lor, pentru că venise în sat să rezolve ceva cu casa lor, fiind singurul rămas din familie. Însă săracul nici nu voia măcar să mai intre acolo. Deși avea o vârstă și trecuseră mulți ani, chiar părea traumatizat de ce s-a întâmplat. Și vă dați seama că noi nu știm tot. Eu, de exemplu, am mai avut de atunci coșmaruri cu ea, dar doar când mergeam pe la bunici. Tocmai de aceea am renunțat la acest obicei și mergeam destul de larg și stăteam mult mai puțin. Voi, de exemplu, ce credeți că ar putea fi? Credeți că acele femei aveau ceva dubios împreună? Că erau cumva legate sau unite? Sau erau doar nebune?